Primul weekend de restricții a luat pe oameni pe nepregătite. Magazinele s-au închis la ora 18 în cădere, așa că cei mai mulți au alergat pur și simplu pe ultima 100 de metri pentru a-și face cumpărăturile. Cine nu a ajuns în timp util a mers la benzinărie, unde s-au format cozi interminabile aseară. La ora 18, toate magazinele au dat stingerea în București. În weekend, locuitorii din capitală trebuie să se grăbească să-și facă cumpărăturile și să ajungă acasă. Aglomerația a fost inevitabilă. V-ați grăbit să faceți astăzi cumpărăturile? Da, da, da. Iați că se închide la 6. Nu, nu, mi-au să aminte la 5 jumate, nu știu, mi-a scris soția, vezi că gata. V-ați grăbit să vă faceți cumpărăturile? Da. De ce? Se va închide la ora 6. Te-ai grăbit? Puțin. Deci, cumpărai ceva, voiai să-ți mai cumperi ceva și n-ai reușit? Da, oarecum. N-am mai putut să probez niște chestii. Este ora 6 și un sfert deja, magazinele practic s-au închis, însă din acest mall din capitală încă ies persoanele care se aflau la cumpărături și care n-au avut timp să termine totul până la ora 6 fix. Mai greu a fost pentru cei care au ieșit de la serviciu la ora 18. Sunt liberă mâine și poimâine și mă duc mâine și poimâine. Astăzi nu, că nu ajung. Dumneavoastră, la cât terminați munca? La ora 5:30. Acum. Deci, chiar dacă aș vrea, nu ajung. Dacă mă duc spre casă, mă să-mi iau copilul, deci nu ajung până la 6, niciun caz. Păi abia am scăpat de la muncă. Și ce? Cumpărături? Păi nu, facem sâmbătă-și duminică. Iar dacă cei mai mulți contestă această măsură, unii s-au resemnat. Mi se pare normal. Exact omul în weekend când trebuie să-și facă cumpărături, atunci se închide. Sperăm să nu se închidă și de luni, că dacă începe și de luni, e mai grav. Dimineața la ora 7, metrou este foarte aglomerat. Mijloacele de transport, la fel. Supermarketul nu cred că este așa de aglomerat pe cât este metroul dimineața. Atâta timp cât e bine pentru noi, sunt de acord. Mai apelăm la online, la prieteni, rude. Eu zic că un pic de sacrificiu în perioada asta nu strică. E bine pentru toată lumea. Aglomerația din magazine s-a mutat după ora 18 la benzinării, unde s-au format cozi interminabile. Autoritățile spun că magazinele trebuie să se închidă cu 2 ore înainte de ora la care circulația este restricționată, pentru ca oamenii să aibă timp să ajungă acasă. În weekend, de la ora 20, bucureștenii au nevoie de un motiv întemeiat să iasă din case.